Dacă această femeie apare în poza ta, trebuie să te ascunzi cât mai rapid. Ați auzit foarte bine, frați și surori, numele meu este Marusiancu și bine ați venit la un nou episod super creepy la mine pe canal. Astăzi vom face o reacție la un film horror, fraților, unde este vorba despre o femeie care apare în pozele oamenilor și dacă femeia asta a apărut la tine în poză, o să te posede și într-un fel o să intre în corpul tău. O să vedeți că e ceva super, super creepy, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Hai să nu mai pierdem timpul, fraților, și să vedem care-i treaba. Deci filmul se numește Shooter și o să vedeți că e super tare, o să se lege totul. Vă recomand să rămâneți până la final. Let's go. Bun. Ok, fraților, deci acum este o conversație între iubit și iubită, dar din câte am înțeles, în acțiune o să fie la iubită. Și iubitul i-a întrebat de ce e el cel care întotdeauna trebuie să vină să ridice pe ea, de ce să nu vină și ea. Și a zis că pentru că ești iubitul meu și faci ce zic eu. E adevărat? Și că da, tu te-ai înscris la chestia asta. Bun, deci asta o să vină practic să ia pe gagică să de unde e, de la muncă sau barnau. Hai să vedem. Așteaptă puțin, sunt în lift. Hopa, a văzut ceva. Fraților, ce se întâmplă? Opa, a văzut-o pe femeie, dar nu-i nicio poză. Ok, deci asta vorbește că ei zice că în general când cineva te face frumoasă a trebuit să spui mulțumesc. Dar asta dacă ar mai putea zica mulțumesc că a văzut-o pe aia. Ia uite. Nu e necesar, dar ar fi frumos. Stai mă, frățiorul, bă, ce e aia? Fraților? Cică, arată-mi cât de frumoasă ești, îmi poți da o fotografie? Gen, să trimis o poză cu tine? Lydia? Wow! Ce urât ești! Băi, alo! Schimbă camera! Da. Uite, a fugit! Și că te-ai glitchuit. Ok, băiatul are glumele la el. Ok. Nu, îmi pare rău. Am văzut ceva destul de ciudat. E ok. Ce, îmi poți face o poză? Și că se-mi amintește de frumoasă ești, de ce vin să te iau? Desigur. Ok, și acum că apare în poză, fraților. Ai primit-o? Yeah. Da. Well, don't sound so unimpressed, David. I can't always look great. Cică nu, cum îi zice, mamă ce tare să știa doi. Nu fi așa, cum îi zice, neimpresionat, nu poți să arătă totdeauna minunat. It's not that, it's just... It's just femeia, a văzut femeia în poză. Look, I don't want to freak you out, but... Is there someone behind you? Cică nu vreau să te sperii sau ceva de genul, dar este cineva în spatele tău? Ia aia, fraților. Nu, nu e nimeni în spatele meu. Look at the picture you just sent me. Uită-te la fotografia pe care tocmai mi-ai trimis-o. Ok. Are you looking at it? Te uiți la ea? Yeah, I don't see anything. Da, nu văd nimica. Uită-te la colțul din stânga. Bro! Jesus. Asta e ciudat. Bro. Ce, este cineva acolo cu tine? Nu. Photobombed by a ghost, huh? Chica, hopa, e o fantomă. All right, well, hey. I'll be there soon, okay? Chica, ok, o să vin acolo imediat, ai înțeles? Chica, la locul normal. Da, sub lumina. Hai să vedem, fraților, acum că se tăpă de buria. Papa Lydia. Papa David. Shooter. Hai să vedem. Sora mea a făcut o poză și a apărut aia, ca în filmele horror. Oh my god, s-a uitat în camera de la telefon să vadă cum arată și apare în spate. Oh my god! Hey, I see you. Hey, te văd! Jesus. Bro, I just saw you. Bro, tocmai ce te-am văzut. Băi, alo, soare mea, nu fi așa de tare în gură cu fantoma că... Aoleu, s-a dus tot. Aia a fost. Hey,
girl, whoever you are, this is not cute. Chica, fata, oricine ești, nu este cute. This whole photobomb thing, knock it off and leave me alone. Chica, lasă-mă în pace, te rog eu, nu mi se pare amuzant să apară așa în pozele mele. Let's see. Toți se uită în spate să vadă dacă o vede. E ciudat, e ciudat. Aoleu, aoleu, nu! Mamă, mamă, frate, ce s-a întâmplat? Lasă-mă în pace! Bro, ce s-a întâmplat? Și că vrei să joci jocul ăla? Ce faci, surmea? A, se uită unde e aia. Gotcha. Te-am prins. A, ba nu. A, ține camera deschisă ca să vă... Ok, inteligent. Inteligent. E în fața ei. Mamă, dar poartă și de-alea pijamale de spital de nebune. Can I stay with you? Pot să stau cu tine? Zi da! Zi da, sora mea! Can I stay? Pot să stau? Mamă, de ce are ochii albi? Cine-i baseu de... A, vine ăla! Vine... Ia! Fraților, a dispărut? A, a venit frățiorul David! Jesus! Mamă, fraților, cum ar fi ca întrebarea Can I stay with you, gen, e vrei să te posed? Într-un fel, gen, are sens? Ce zic? Vreau... Cică cineva arată foarte fericit să mă vadă! Ha-ha! Ce face de David ăsta, fraților, și de ea, glumele la ei? Ok... Bro, what? Mama, a intrat aia în ea, v-am zis. Ce, că intri înăuntru? Ce a pățit, fraților? What's up, baby? Ce s-a întâmplat, baby? S-a pișat pe ea. Lydia, what is going on? Lydia, ce se întâmplă? Lydia. 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 Okay. I'm going to have to take you to the hospital or something. Chico, o să duc la spital. Băiatul se nu înțelege ce se întâmplă. O fi că pare ceva. Wait here. Așteaptă aici, te rog, eu nu pleca. Așteaptă aici. Lydia, come on. Lydia, hai. Hai, mergi. Merge, ai grijă. Bro, bagi la tine, maș, te-ai dus, te-ai dus. Bă, băiatul a vrut să își ajute iubita foarte frumos din partea lui, dar... Degeaba. Ok, I just have to ask, did you take something? Și că, Lydia, ai luat ceva? Mergem la spital? Da, te comporți foarte ciudat. Nu vreau să merg la spital. Te duci la spital, nu? Bă, cineva se aude, fraților, se aude un sunet de ăsta ciudat. O duci la spital pe asta, nu? Asta ar fi chestia logică pe care trebuie să o facă frățiorul David, dar sperăm să nu o creadă doar pentru că e iubita lui și să ajută, să ajungă, Doamne ferește, o victimă. Merge la spital? Da, nu ești bine. Nu vreau să merg la spital. Zice aceeași chestie. Te-am auzit. Bro, ce face? L-omoară? Bă, se mișcă mașina! S-a auzit cracking. Ok! Ne-am prins, Lydia. Nu vrei să mergi la spital? Acum a luat ea mașina. Jesus, și aici s-a terminat.
Bun, fraților, aici s-a terminat reacția noastră, a fost ceva super, super interesant, asta e treaba cu femeia din poză, dacă v-a plăcut și mai vreți să facem reacții, de ce nu scrieți la comentarii? Eu am fost Valesian cu Vampa pe toți și vă urez o zi minunată, pa, pa!